În încheiere, îl rog pe camaradul Florin Dobrescu de la București. Pentru ce zici, părinți? Cinstită adunare, întristate familii ale luptătorilor căzuți în rezistența armată anticomunistă, în codri, în lagăre și în închisori, dragi camarazi, azi noapte pe la ora 2, mă aflam cu un grup de camarazi aici pentru a prinde niște lumânări, niște candele la crucea luptătorilor anticomuniști și peste muntele din spatele nostru strălucea atât de frumos luna. Ne-am gândit atunci că plânge printre ramuri luna și că era atât de simbolică prezența astrului nopții deasupra culmii unde de Paștele, în noaptea de înviere a anului 1952, luptătorii din grupul de rezistență făgărășană, asistând în singurătatea pădurii, din singurătatea pădurii, la slujba de înviere care se desfășura aici, în jurul bisericii, mănăstirii, au făcut acel legământ ca și unul dintre ei, dacă va rămâne, să ridice o cruce lângă zidurile mănăstirii Brâncoveanu și să adune de peste tot unde au fost îngropate osemintele celor căzuți în lupte sau morți, executați de securitate. Din păcate, osemintele lor nici astăzi nu sunt găsite. După aproape 30 de ani de demersuri făcute la toate autoritățile statului, inexistența documentelor, secretomania securității continuă să fie triumfătoare. Iar acolo unde știm că sunt îngropați, așa cum este cazul lui Remus Oconea, iată, se împlinesc 4 ani de când am făcut demersuri către Institutul pentru Cercetarea Crimelor Comunismului și pentru Remus Oconea nu se găsesc doi oameni care să vină aici și să constate existența acelor oseminte. Ne-am gândit că atunci, în anii aceia, care au umplut țara Făgărașului, ca și întreaga Românie, de sânge, de lacrimi, de suferință, de oseminte, încât nici nu știi unde pe teritoriul acestei regiuni calci, dacă nu cumva calci pe mormântul neștiut al unui erou. Mă gândeam că în acei ani, cei care au îndrăznit să lupte împotriva comunismului, deși să fiți siguri că nici că absolut toți au știut foarte bine ce riscuri își asumă, toți s-au gândit în acei ani că va veni cândva eliberarea României și că lupta, jertfa, sacrificiul lor va reprezenta un simbol pentru generațiile care vor veni. Și a venit eliberarea. Și pe unitatea militară, unde timp de jumătate de secol și-a avut fieful securitatea la Cincu, flutură acum steagul Alianței Nord-Atlantice, NATO. Și mi-aduc aminte cum acum 2 ani, în timpul exercițiilor comune la care participa și România și care s-au desfășurat aici în țara Făgărașului, chiar în timpul acestei manifestări, treceau avioanele și elicopterele americane. Și totuși, despre cei care au fost parașutați de aviația americană și executați de securitate, nu se vorbește nicăieri și în manualele școlare nu se scrie nimic. Și totuși, despre grupurile de rezistență armată,
care au făcut din România țara cu cea mai amplă și îndelungată rezistență armată anticomunistă din tot lagărul sovietic. Nu se vorbește în manualele școlare de astăzi decât câteva rânduri. Puteți verifica. Și totuși există o lege 217 din 2015 care îi pune încă o dată în ilegalitate pe acești oameni doar pentru faptul că au făcut parte din mișcarea legională. Și totuși, într-o Românie care ar fi trebuit să fie liberă și o Românie liberată de comunism nu putea decât să fie o Românie care să îmbrățișeze din nou valorile care i-au fost mulse, credința creștină, dragostea de neam și țară, tronul monarhic. Astăzi trăim una dintre cele mai ample disoluții morale din istoria noastră, nemai întâlnită în istoria noastră. Există astăzi forțe politice și ale societății civile care ne aduc din Occident un alt tip de comunism decât comunismul care a rămas și a persistat aici la toate nivelurile după 1989 și până în clipa în care vă vorbesc. Pe lângă comunismul acesta pe care îl cunoaștem, un comunism corupt și abuziv, învechit în păcatele lui, o nouă formă de comunism, dar nu roșu, ci bleomaren, năvălește peste noi din cealaltă parte, dinspre apus. Și în timp ce l-a răsărit, în Rusia sunt reabilitate toate simbolurile de pe vremea lui Stalin și se pretinde din nou refacerea sub o altă denumire a Imperiului Sovietic. Dinspre apus, suntem călcați în picioare de un comunism soft, un comunism camuflat abil, sub poleiala plăcerilor, al luxului, al plăcerilor vinovate, dar care urmărește, ca și celălalt comunism, distrugerea fundamentelor lumii tradiționale, distrugerea credinței noastre strămoșești, distrugerea a tot ceea ce poporul acesta a avut sfânt. În anul 2005, îmi amintesc că Ion Gavrilo Goranu, la ultima lui prezență aici, pe acest loc, deplângea faptul că și la noi în țară se punea problema adoptării unui mod de viață anticreștin. Și spunea el atunci, ce este aceea să aducem din toate colțurile lumii toate relele, să aducem aici obiceiuri pe care acest popor nu le-a cunoscut. Ce este aceea să vorbim despre minorități sexuale, să ridicăm homosexualitatea la rang de mândrie și să facem familii de homosexuali într-o țară pe care însuși Papa Ioan Paul al II-lea a recunoscut-o ca fiind grădina Maicii Domnului. Nu pentru asta au murit în munți cei care sunt comemorați astăzi. Nu pentru asta s-au stins între zidurile închisorilor, în lanțuri, cei care au fost arestați cu zecile de mii din țara Făgărașului. Nu au luptat ca să schimbăm un comunism al terorii cu un comunism al anormalității. Întrebarea care se pune este, ce avem noi de făcut? Nu mai este cazul să ne lamentăm că statul român nu face nimic pentru memoria acestor oameni, că statul român trece în uitare toate aceste lucruri. Suntem constituiți în cazul unei societăți civile creștine, autentice, care nu este sponsorizată de tot felul de fundații pentru o societate deschisă,
cu bani dubioși veniți din Occident. Noi suntem, noi nu avem banii lor, în schimb avem ceva mult mai puternic decât ei. Avem un ideal, avem determinarea sufletelor noastre, conștiința noastră identitară de români. Și mai mult decât atât, îi avem pe ei exemplele acestea care sunt vii și care, în ciuda faptului că fizic nu se mai află printre noi, ne însoțesc în fiecare moment, în fiecare clipă din zilele vieții noastre. Să punem mâna și să intrăm în licee, să intrăm în școli. Și vă spun că noi, Fundația Ogoranu, facem lucrul ăsta. Și mai sunt și alte organizații. Este Frăția Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, este Asociația Gugu Puiu și Haiducii Dobrogei și multe alte organizații. Intrăm în licee, le prezentăm copiilor și profesorilor de istorie adevărata istorie recentă. Pentru că, din păcate, plângem pentru un holocaust și plângem pentru morții altora. Și e bine că plângem, că e normal să compătimim orice om care a suferit și a fost omorât pentru că a aparținut unei etnii sau a unei grupări politice. Dar nu plângem pentru holocaustul nostru al românilor. Pe morții noștri nu-i pomenește nimeni. Vrem să facem muzeul Holocaustului la București, dar nu facem un muzeu al rezistenței anticomuniste. Și sunt 30 de ani de la 1989. Să nu ne mai lamentăm. Vă așteptăm. Contactați-ne. Și vom veni în localitățile dumneavoastră, în orașele și în satele dumneavoastră. Și vom sta de vorbă cu copiii și le vom aduce în școli ultimii deținuți politici. Să le vorbească, să-i cunoască, să-i pipăie, să vadă că au existat oameni care s-au ridicat împotriva comunismului și și-au riscat totul. Să-i luăm cu autocarele și să-i ducem la Râmnicu Sărat sau la Fortul 13 Jilava, să vadă cea mai cumplită închisoare din tot estul european, care este lăsată de Ministerul Culturii să se surpe zi de zi, deși este monument istoric clasa A. De noi depinde, fraților. Și trebuie să credem. Dacă ei, pe vremea aceea, cu mitralierele securității pe urmele lor, au crezut și nu au disperat, noi care astăzi avem de dus până la urmă o luptă infinit mai ușoară, nu avem voie să disperăm. Și eu cred că neamul acesta nu va dispărea, așa cum nu a dispărut Ortodoxia de la Mănăstirea Sâmbăta, după ce a fost rasă cu tunurile de pe suprafața Pământului. Și uitați-vă ce palat măreț se află astăzi aici. Așadar, cu această nădejde, să continuăm și noi legământul lor și să ne adunăm în fiecare an aici, prima duminică după Sfântul Ilie, așa cum ne-a lăsat Ion Gavrilă Ogoranu și ceilalți supraviețuitori ai rezistenței. Iar dumneavoastră tuturor vă doresc ca Dumnezeu să vă mângâie durerea pentru cei pierduți, părinți, frați, bunici, pierduți în închisori, executați de securitate sau căzuți în lupte. Și pe noi cu toții să ne învrednicească, să le ducem mai departe lupta, căci numai atunci vom putea să spunem că ne-am făcut datoria. Așa să ne ajute Dumnezeu.